Bursa de cereale Corabia SRL are mai mult rol decorativ. În aceeași zonă, comerțul cu cereale este înfloritor, iar silozurile private au apărut ca ciupercile după ploaie. Producătorii agricoli evită bursa și încheie contracte de livrare a cerealelor direct către silozurile din zonă. O parte a bursei de cereale Corabia se află chiar în administrarea Consiliului Județean Olt a fost un proiect mai amplu, dar de fapt într o sinteză acest proiect a însemnat reducerea suprafeței care era dată încomodat către SRL-ul Bursa de Cei cereale Corabia, acel SRL pe care l-am înființat împreună cu primăria Corabia și Bursa Română de Mărfuri. O parte din spațiu a rămas în subordinea și administrarea directă a Consiliului Județean. În incinta clădirii respective și are sediul SRL-ul prin care s-a înființat practic un ring de tranzacționare al bursei române de mărfuri, nu neapărat de cereale. Este o denumire generică a proiectului, întrucât se pot tranzacționa produse de orice fel. Acest ring poate să tranzacționeze și alte produse, și de asemenea grupul Galul Prietenii Pescarilor și are sediul acolo și un alt Gal care funcționează în zona de sud curabei. Marius Oprescu susține că SRL-ul este funcțional, se poate tranzacționa inclusiv motorină, precum și produse care sunt necesare unităților de stat. După o analiză mai amplă, însă, CGOLT va stabili dacă este și profitabilă.